Are nevoie de teroriști ca să o arunce în aer. Ne pricepem foarte bine noi înșine să facem acest lucru, să aruncăm România în aer. Dacă e să mă refer la această odisee a legii salarizării în sectorul public, pe care a încercat să se asume guvernul existent, de la bun început am spus următorul lucru. Sigur că toată lumea se uită cu cât cresc veniturile celor din sectorul public, dar mai important decât cu cât cresc veniturile este raportul între diferitele categorii de salariați din sectorul public, care trebuie stabilit prin această lege. O treabă aceasta e o treabă extrem de sensibilă, e o treabă cu mare încărcătură politică și o treabă de care depinde, dacă vreți, foarte mult ceea ce se va întâmpla în viitor în România. Vă dau un exemplu. Am spus-o și o spun de fiecare dată de câte ori am prilejul. Cât timp România nu înțelege că între salarizarea medie în medicină față de salariul mediu din România, din sectorul public, trebuie să am un raport de 2-3 la 1, de salariul mediu în sectorul sanitar trebuie să fie de 2-3 ori mai mare decât salariul mediu din țara respectivă. Asta este corelația din orice țară normală. Cât timp nu înțelegem să respectăm această corelație, România pierde miliarde de euro pe care le cheltuim pentru pregătirea medicilor și care pleacă pe urmă în țările dezvoltate. Deci sunt o serie de lucruri care trebuie acceptate ca tare. Eu nu pot să intru în populismul care e în România, că învățătorul sau profesorul e mai important ca medicul sau medicul e mai important decât polițistul sau polițistul. Sunt lucruri care s-au statuat în țări normale, anumite relații între diferitele sectoare. Nu care e mai tare, cum spune românul, în parcare, ăla câștigă. Ori ceea ce s-a întâmplat cu această lege pentru sectorul public ne arată ce? Că cu tot respectul față de fiecare din miniștrii actuali din guvern, în acest domeniu a fost o lipsă totală de experiență, o lipsă totală de înțelegere politică a importanței acestui fenomen. Nu există lege mai sensibilă în România decât salarizarea pentru sectorul public. Și uitați-vă ce a ieșit. Sigur că mai e un individ în guvern, din păcate, acest Dângu, fostul ministru al propagandei, dacă vă amintiți, din guvernul Năstase, care pe vremea când era acolo, ne-a interzis nouă celor din PNL accesul la televiziunea publică. Eu vă reamintesc când domnul Stelian Tănase m-a invitat odată acolo pe mine și pe Băsescu, eram atunci în Alianța Dreptate și Adevăr,